Mai mulți primari din Dâmbovița au semnat adeziuni la Fundația Mișcarea Populară, a anunțat deputatul Florin Popescu la întâlnirea recentă a conducerii PMP cu membrii din județ. În acest moment, și puteți să vedeți aici, adeziunile sunt 22 de primari de la PDL și USR. Primarul de Poliște, Gabriel Boriga. După cum știți, a suferit o operație și nu poate să vină la această adunare. A suferit o operație de menis. Însă, la ora 16.05, după ce am intrat noi în ședință, a dat deja o declarație la posturile naționale și acum comunicat de presă că trece la Fundația Mișcarea Populară. Deputatul Florin Popescu a ținut să trimită o săgeată spre foștii colegi de partid, arătând și motivul pentru care a ținut ca întâlnirea să fie organizată la Teatrul Municipal. Iar pentru noastră, care sunteți colegii mei de campanie și cei mai tineri care ați venit, pentru cei mai vechi în politică, ca să spun așa, nu degeaba am ales sala asta. Pentru că aici au fost trucate alegerile pentru președinția PDL Târgoviște. Și știți foarte bine că dumneavoastră, președinții de secții de vot, cu vicepreședinții, cu militanții, cu președinții de cartier, cu care am mers în campanie, cu conducerea biroului ales de către dumneavoastră, n-ați putut să intrați nici cu mine, nici cu primarul Gabriel Boriga, n-ați putut să intrați în această sală să vă votați președintele vostru.